Iată, uite ce avem noi aici. Cred că avem o petrecere cu tematică în această seară în Casa Mireasa pentru că atât fetele cât și băieții au primit foarte multe pălării de tot felul, adică accesorii din acestea care de mai de care mai ciudate. Am văzut de la pălării de cowboy până la pălării de polițist, de... nu știu pălării de gangster, pălării de pentru port de zi cu zi, ceva mai elegant, mă rog, mai multe categorii de pălării și am văzut atât pe băieți cât și pe fete probând aceste pălării și se amuzau foarte tare. Chiar și pe mamele am văzut cu pălărie în baie, deci au primit foarte multe și tot probau diverse, nu știu ce vor purta la petrecere pentru că până la urmă și le-au dat jos, dar am văzut că în această seară va cânta acest domn pe care îl cheamă Emanuel și pe care cred că l-am mai văzut și în sezoanele trecute, din câte mi amintesc, acesta va fi la petrecere, va fi invitat special în această seară. Avem o concurentă nouă, avem o mamă nouă intrată în casă și care rămâne la această petrecere, așa că abia aștept să vedem cum se vor desfășura lucrurile în această noapte.